Și mai cred că există o dimensiune destul de importantă a muncii noastre, pe care nu orice organizație culturală și-o asumă, aceea de a avea un impact și la nivelul politicilor culturale. Și din perspectiva asta, e important pentru noi să construim acest tip de parteneriat cu administrația locală sau cu instituțiile publice, pentru că, din nou, credem că cultura poate să influențeze modul în care inclusiv viața orașului funcționează și avem nevoie de un parteneriat. Pentru că îmi spuneai adineauri de integrarea inclusiv la nivelul unor eventuale neajunsuri ale vieții culturale clujene. Ce dificultăți întâmpină de obicei echipa ta în organizarea unui eveniment? Dificultăți există de foarte multe feluri. Pentru că sunt manager cultural și cumva mă confrunt cu ansamblul problemelor astea, pot să încep prin a spune că una dintre probleme este că, pentru că în România nu există un cadru de finanțare suficient de coerent a activităților culturale și nu există posibilitatea ca o organizație să primească sprijin pentru un program și doar pentru proiecte, pentru activități individuale, e destul de greu să susținem în mod constant activitățile noastre. Și asta înseamnă că sunt perioade în care avem foarte multe activități, perioade în care sunt mai puține activități, proiecte pe care le facem cu bani mai puțin, proiecte pe care le facem mai aproape de un buget ideal pentru activitățile astea. Și de obicei toate acestea au oarecum consecințe asupra modului în care putem să organizăm activitățile, la ce nivel sunt plătiți colaboratorii noștri, în ce măsură avem suficient de mult timp sau putem să lucrăm cu experți. De multe ori, 2-3 oameni din echipa noastră fac sarcinile a 6-7 oameni și asta își lasă cumva amprenta uneori asupra timpului pe care trebuie să-l alocăm, uneori chiar și asupra calității muncii. Există dificultățile acestea legate de precaritatea cadrului în care activitățile culturale se întâmplă în România și a faptului că există destul de puțină recunoaștere asupra faptului că acesta este un domeniu care are niște nevoi la fel de bine definite ca o afacere. În schimb, nu există pârghiile care să susțină de la un capăt la celălalt tot acest proces. Pe de altă parte, există, bineînțeles, și alte riscuri pe care ne le asumăm și ne le asumăm în deplină cunoștință de cauză. De exemplu, în momentul în care noi facem o propunere, oarecum creăm cadrul conceptual al unui proiect în care invităm artiști să realizeze propriile proiecte, să vină cu propriile idei. De multe ori există destul de mari diferențe între viziunea noastră inițială și modul în care lucrările care se realizează reflectă această viziune, dar probabil că asta nici nu știu dacă e un risc sau e chiar aduce și beneficii. Până la urmă, cred că e important să fim deschiși și la neprevăzut. Mai e, cred că, un lucru important pe care l-am învățat din experiența acestor ani, că ceea ce noi facem nu e știință exactă. Bine, asta puteam să spun și înainte să mă apuc de munca asta, dar eroarea e parte din proces. Și dacă în primii ani ne sufeream destul de mult din cauza erorilor, acum încercăm să le integrăm, să le integrăm cumva pozitiv, inclusiv recunoscând de fiecare dată public, la fiecare eveniment, care sunt lucrurile care n-au funcționat. Că un anumit soi de parteneriat n-a fost atât de ușor de pus în practică pe cât am estimat sau că au existat dificultăți de comunicare și se întâmplă lucrurile astea. De cele mai multe ori e greu să te încadrezi în timp din cauza că lucrezi cu o echipă foarte mare de oameni, fiecare cu ritmul propriu de lucru. E destul de greu, de exemplu, să sincronizezi toți acești oameni și să stabilești o zi de vernisaj. De exemplu, ca 12 artiști să fie toți disponibili în aceeași zi. Deci există o mulțime de lucruri neprevăzute, dar până la urmă, cred că asta e și mica doză de talent de care e nevoie în munca asta de management cultural, să pui lucrurile la o altă. O colegă de-a mea din Germania, care face aceeași muncă ca și mine, spune
spunea că ea de fapt nu se definește ca manager cultural, ci ca și creatoare de context. Foarte interesant concept, da. Da. Ar trebui utilizat. Da, da, cred că și eu îmi dau seama și până la urmă regăsesc mai ușor în el, pentru că există în munca de management cultural, pe lângă organizare în sine, există destul de mult conceptualizare, creativitate și nevoia de a fi foarte sensibil la oameni, instituții, și din perspectiva asta, într-adevăr, ești un soi de creator de context, pe care, în care invit pe ceilalți să creezi legăturile și invit pe ceilalți să umple nodurile acestei rețele, să creeze conținutul. În activitățile tale care înseamnă punerea la oaltă a atâtor relații, care au fost cărțile care de-a lungul timpului au reprezentat repere profesionale importante pentru tine? Asta e o întrebare destul de dificilă, dar am reflectat la ea. Una dintre cărțile care, probabil acum vreo mai bine de 10 ani, probabil 13-14 ani când am citit-o, mi-a modelat destul de mult, cel puțin motivațiile, a fost The Empty Space al lui Peter Brook, pentru că, e adevărat, era o perioadă în care eram fascinată de teatru și deși în perioada aia cred că eram studentă la jurnalism, așa cred, cred că eram într-un moment de întrebări. Mă gândeam că nu o să mă regăsesc suficient de bine în meseria de jurnalist și îmi doream să mă apropiu de producția culturală și, practic, o parte din lecturile mele de atunci m-au motivat să urmez apoi Facultatea de Arte Vizuale, unde am studiat foto-video. Probabil că nu e nevoie să detaliez foarte mult de ce Spațiul Gol al lui Peter Brook e o carte care poate să-ți schimbe destul de mult perspectivele, mai ales când ești complet deschis spre a-ți fi schimbate perspectivele. Mă duceam atunci cu aviditate la teatru și ceea ce găseam mi se părea că de cele mai multe ori că e o interpretare atât de superficială a ceea ce ar putea să fie teatrul. Și toate explicațiile și modalitățile în care Brook arăta că se poate face teatru, se poate prelua și aduce viață și moarte pe scenă, mi se părea că cumva include un nivel de dedicație și de pasionalitate de care simțeam nevoie și pe care nu eram sigură că o pot regăsi în foarte multe din manifestările din acea vreme, din jurul meu. Fie că era vorba de calitatea profesională a jurnalismului sau a artei în general. Pe urmă, bine, au mai fost câteva cărți tot așa, din zona teatrului. De exemplu, Teatrul și dublul său, pe care am citit-o cu drag. Apoi, de-a lungul timpului, am citit tot mai mult teorie legată de mai degrabă cercetări culturale, care nu neapărat se regăsesc în formă de carte, pentru că a fost interesant și important pentru mine să pot să justific acele informații pe care le dețineam la nivel intuitiv despre modul în care cultura poate să aibă influență în mediul social. Și, în special, în ultimii ani, am literatura de specialitate pe care am citit-o e legată de, de exemplu, nu neapărat e ceva ce susțin, nu împărtășesc părerea lui Richard Florida, dar este una dintre lecturile de căpătâi din zona reinterpretării culturii prin importanța ei pentru economie, de exemplu. El vorbește despre industriile creative și vede orașul într-un fel destul de nou. El spune că îți alegi orașul și modul, de exemplu, orașul în care locuiești e probabil cea mai importantă opțiune a vieții tale. Mai importantă, poate, decât cu cine e partenerul tău de viață, pentru că probabil și
modul în care vei ajunge să ai partenerii de viață va depinde foarte mult de orașul în care vei locui, de cât de efervescent e mediul în care locuiești. Inclusiv dezvoltarea ta personală și spirituală depinde de cât de mult te poate inspira și încuraja mediul în care trăiești.